S-a dat startul meciurilor din cadrul Cupei Moldovei la fotbal de amatori între asociațiile raionale ediția 2014. Primul meci s-a disputat pe stadionul din satul Țareu, Caraionul Rezina. Competiția s-a încheiat cu scorul 1-0 în favoarea sportivilor din Telenești. Noi am venit după victorie. Am câștigat victoria cu greu. Echipele au jucat practic la același nivel. Un pic a fost terenul cam cu probleme, vântul, dar eu sunt satisfăcut pur și simplu de scor. Ca joacă, mai slab. Azi ne stărim data viitoare și să reparăm greșelile care le-am avut astăzi. Am început cam slăbus, dar până la urmă ne-am stabilit și am jucat bine, colectiv. Adică am fost o echipă. Am jucat toți, am muncit toți. Meciul de azi a fost greu ușor, ar spune. Pentru mine este prima dată când joc la așa nivel. Și m-am simțit bine, dar n-am tot să realizez ceea ce cu adevărat pot. Puțină experiență, echipa care acum am format este o echipă adunată din băieți care au jucat în diferite echipe și noi am încercat să formăm o echipă nouă, dar până ce suntem la etapa inițială și este greu. Rezina, vreau să vă spun că este unicul asociația regională de fotbal care nu, orașul care nu are stadion. Asta e unica în Republică și cu părere de bine, domn Vasile organizează și campionatul raionului și petrece toate competițiile la un nivel înalt. Bravo lui! Și aș dori ca mai departe, ca în raion, să, într-adevăr, orașul să aibă un stadion, ca copiii să participe la campionatul Republicii, să, pentru dezvoltarea mai departe în raion și în oraș a fotbalului, că la Rezina de mult nu a fost fotbal. Echipa învingătoare de la Telenești va fi gazda următorului meci, care se va desfășura săptămâna viitoare. Ina Komarovski, Alexandru Cebotari, de la Rezina pentru Elita TV.